Dragii mei, cântăreața Narghita, căci despre ea este vorba, a avut un destin uimitor. Îi se spunea Cenușoreasa din Vrancea, însă numele ei real este Maria a Marghioalei, iar pseudonimul pe care și l-a ales înseamnă în limba hindi cântec pentru cei luminați. Este știut că în comunism filmele indiene erau difuzate pe bandă rulantă la noi în țară, astfel că românii au început să prindă gustul dramelor ușor lacrimogene, așezonate cu un fundal muzical pe măsură, venit direct din India. Narghita s-a bucurat an de-a rândul de faimă și apreciere din partea fanilor români, care rămăseseră impresionați de ceea ce văzuseră pe sticlă, importat de regimul comunist direct din India. Narghita, pe numele său real Maria a Marghioalei, a fost o cântăreață și dansatoare română. Artista s-a născut pe 14 ianuarie 1939 în localitatea Pufești, județul Vrancea. Copilăria ei a fost una zbuciumată. Când micuța Maria avea doar 3 ani, părinții acesteia s-au despărțit. Fetița a fost crescută de bunici până la vârsta de 9 ani, atunci când s-a mutat împreună cu mama ei în capitală. Fiind o fire artistică cu o aură deosebită, artista a frecventat cercurile de dans și canto clasic. Viața vedetei a început să se schimbe atunci când în anul 1956 a intrat în corpul de balet al teatrului de revistă Constantin Tănase în calitate de figurantă. Pasiunea pentru dansurile și muzica indiană pentru Narghita a fost dragoste la prima vedere. După ce a vizionat filmul indian Vagabondul, în anul 1951, în regia lui Raj Kapoor, tânăra a rămas profund impresionată și a început să se documenteze și să urmărească tot ce însemna atât muzica și dansul indian, cât și întreaga cultură a acestui popor. Fiind o fire ambițioasă, interpreta a studiat limba, a muncit pentru a-și crea o carieră de succes prin prisma acestei pasiuni unice. Vedeta s-a specializat pe această nișă, bucurându-se de un succes colosal și de o apreciere fascinantă din partea fanilor, atât din țară, cât și din întreaga lume. Narghita era invadată de numeroase oferte de la renumitul Bollywood. Cântăreața a mers pentru prima dată în New Delhi la invitația premierului Indiei. A fost un moment unic și memorabil pentru vedetă, deoarece atunci a avut ocazia să-și cunoască idolul, cel care i-a sădit dragostea pentru tot ce însemna India, actorul și regizorul indian Raj Kapoor. Între cei doi a luat naștere o prietenie foarte puternică, iar la scurt timp, artistul indian Raj Kapoor s-a îndrăgostit de cântăreața româncă. Ea nu a mai apărut din anul 1977 la televizor. Dispariția învăluită în mister a născut și o ipoteză. Se spunea că Narghita ar fi ales să-și trăiască anii bătrâneții în anonimat pentru ca oamenii să-i păstreze vie imaginea de altădată, a femeii strălucitoare, uimitor de frumoasă, cu un glas de privighetoare care a ridicat India în picioare cu melodiile ei. După ce mai bine de 20 de ani, oamenii s-au întrebat ce s-a întâmplat cu celebra Narghita, aceasta a decis să vorbească în cadrul unei emisiuni. Nu am dispărut, am rămas cu mine, dar fără Narghita. Până în anul 1989 am pierdut cele mai prețioase ființe, o prietenă, mama, fratele meu, dar și pe compozitorul care a compus pentru mine. Nu am mai putut să suport și am dispărut, nu am mai putut să cânt. Nu am nevoie de medicamente, nu mă doare nimic. Boala de care sufăr eu se numește tristețe de care poți muri. Nu numai că a renunțat la scenă și la celebritate, dar fosta cântăreață nu a apelat la nimeni pentru ajutor, deși condiția ei financiară era jalnică. M-am descurcat și cu 40 de lei pe lună, a povestit Narghita, care pentru a supraviețui a fost nevoită să-și vândă absolut toate bunurile, de la covoare, la mobilă și candelabre. A strâns de-a lungul carierei foarte mulți bani și bunuri, la care însă a renunțat fără să stea pe gânduri. Ea a explicat că a abandonat totul, fiindcă nu e materialistă, ci idealistă. Ne întoarcem mai aproape de prezent, mai exact în anul 2013, an în care Narghita a plecat dintre cei vii. Conform relatărilor, ea ar fi trăit cu o pensie de 40 de lei pe lună, iar finalul i-ar fi fost unul nedemn. Nepoata acesteia,
ar fi sunat-o pentru ultima oară pentru a o invita la supermarket, însă artista ar fi refuzat invitația, preferând să rămână acasă pentru a găti. Sâmbătă era foarte fericită, nu a dorit să meargă cu mine, a zis că rămâne acasă să-și facă ceva de mâncare. A rămas să o sun luni dimineața, numai că atunci când i-am telefonat, nu mi-a răspuns. Peste două zile, Narghita era sunată din nou, însă în casă nu mai era nimeni care să poată ridica receptorul. Narghita murise singură și săracă. Avea să fie găsită întinsă în pat, cu televizorul deschis. Potrivit autopsiei, inima acesteia ar fi cedat. Așa cum povesteam anterior, Narghita a reușit să devină o senzație inclusiv dincolo de granițele țării noastre, fiind chemată în India. Aici avea să-și cunoască idolul, pe unicul Raj Kapoor. La scurt timp, cei doi deveneau cei mai buni prieteni, iar artistul indian ajungea până în punctul în care să se îndrăgostească de Narghita. Totuși, se pare că cei doi nu ar fi fost întocmai pe aceeași lungime de undă, artista din România preferând să-și continue cariera, nu neapărat să se căsătorească, cu toate că se bănuiește că i-ar fi împărtășit sentimentele lui Raj Kapoor. Una dintre cele mai grele lovituri din viața Narghitei a fost atunci când Elena Ceaușescu i-a interzis acesteia să mai călătorească în India. Această decizie a separat-o pentru totdeauna pe artistă de țara visurilor sale și de bărbatul cel mai drag din viața sa. A fost una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, iar amintirea sa a rămas vie în memoria celor care au îndrăgit-o cu adevărat. Narghita, regina muzicii indiene, a plecat în lumea drepților în ropote de aplauze ca după un concert reușit. Publicul, pe care l-a fascinat acum câteva decenii, a ținut să-i prezinte în data de 28 februarie 2013 un ultim omagiu. Cea care a uimit trei continente cu talentul ei ne-a părăsit tristă pentru că după o viață în glorie, finalul a găsit-o în sărăcie și anonimat. Pe final de drum i-au fost alături câțiva apropiați, dar și fanii de odinioară. Înduioșată de pierdere, o femeie și-a pictat un bindi sau ochiul magic din cultura indiană. În inima lor, Narghita va rămâne mereu cântăreața exotică plină de strălucire. Pe atunci, lumea îi stătea la picioare, iar ea trăia un basm.